Începând de vineri 16 iunie, șoferii vor fi obligați să folosească luminile de întâlnire sau luminile de circulație diurnă. Asta înseamnă că se va circula cu faza scurtă pe toate categoriile de drumuri publice din România, indiferent de ora la care se circulă, conform noului cod rutier. Modificările la Ordonanța de Urgență 195/2002 au fost promulgate de președintele Iohannis pe 12 iunie și publicate în data de 16 iunie în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare în 3 zile. Astfel, articolul 44 aliniatul 2 se modifică în felul următor. În circulația pe toate categoriile de drumuri publice, conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă. Începând cu data de 16 iunie, codul rutier a fost modificat cu o prevedere importantă, potrivit căreia șoferii sunt obligați să folosească în timpul zilei luminile de întâlnire sau pentru circulația diurnă pe toate categoriile de drumuri. Conducătorii auto vor avea obligația de a folosi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă pe toate categoriile de drumuri publice, nu doar pe autostrăzi sau drumuri naționale europene. Nerespectarea acestei obligații va atrage pe lângă sancțiunea amenzii și aplicarea a 2 puncte de penalizare. În trecut, legea prevedea obligația folosirii în timpul zilei a luminilor de întâlnire sau a luminilor pentru circulația diurnă doar pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene.